O femeie a fost dată dispărută de soț după ce ieșise la jogging. Trei săptămâni mai târziu, femeia a reapărut pe o autostradă din SUA, spunând că a fost răpită. Oamenii legii au descoperit că în toată acea perioadă femeia își petrecuse timpul alături de amant potrivit observator News.ro care citează CNN. Soțul femeii a cerut divorțul și custodia celor doi copii chiar în ziua în care soția și-a recunoscut faptele. Cei doi erau căsătoriți din octombrie 2009 și s-au separat anul acesta pe 3 martie, în aceeași zi în care femeia a fost pusă sub acuzare pentru escapada de acum șase ani. Femeia le-a povestit oamenilor legii că a fost sequestrată de două femei care au ținut-o legată de un dulap. A mai mult a afirmat că cele două răpitoare au purtat în permanență măști, vorbeau în limba spaniolă și au amenințat-o de nenumărate ori cu arma.